top 10 jocuri populare acum pe Steam. Salut oameni buni și nebuni, dar mai mult nebuni, bine ați revenit pe pulzero.com. Eu sunt Puls, iar în acest episod din top 10 vă voi prezenta clasamentul celor mai jucate jocuri pe Steam, chiar și în acest moment. Înainte să încep, vreau să spun două lucruri care sunt în interesul vostru. Unele comentarii vor apărea în următorul episod din top 10, pe la sfârșit, așa că, dacă ai comentat în episodul anterior, ai foarte mari șanse să apari în acesta. Gata, începem clasamentul. Locul 10. Fallout 4. Fallout 4 e imens. Jocul nu are probleme doar cu zonele moarte, în timp ce lumea a fost rasă de o bombă atomică. Viața s-a întors, deși în anumite locuri sub forme mortale, iar locul în sine poartă cicatricile unor condiții extreme aduse de dorința omului pentru autodistrugere. Dealurile decadente și distruse a ceea ce a fost cândva Massachusetts. Așteaptă-te să te alegi cu ostilitate, din cer și de la alte forme de viață, precum și cu prietenii formate în jurul unor comunități reduse la viață. Și o perspectivă supranaturală destul de diferită de cea pe care o găsești în alte jocuri. Dacă doriți să vedeți cum joc Fallout 4, calm, să vedeți cum mă pierd sau cum omor monstruozități și, bineînțeles, videoclipuri complete, needitate, recomand seria Fallout 4 Gameplay de pe canalul secundar Pulsi. Dați click pe această casetuță. Stați liniștiți, se va deschide într-o fereastră nouă. Locul 9. Football Manager 2016. Football Manager este cel mai realist, complex și imersiv simulator de management fotbalistic disponibil pe piață. Este cel mai apropiat de ceea ce înseamnă jobul de antrenor în viața reală. Preia controlul oricărei echipe din peste 50 de țări din lumea întreagă. Tu vei decide cine intră pe teren și cine ia locul pe banca de rezervă. Tu vei fi cel care înfruntă media și rezolvă problemele jucătorilor. Ai control total asupra tacticilor de joc, a discursurilor motivaționale și a instrucțiunilor oferite de pe marginea terenului, în timp ce urmărești meciul live. Locul 8. Ark Survival Evolved. Ark Survivor Evolved este un open world dinosaur survival game în care te miști într-o lume antică, unde vei întâlni creaturi preistorice, vei avea parte de lupte captivante care te vor ține ocupat ore în șir. Cei care au dezvoltat proiectul spun că s-au inspirat foarte mult din filmele The Land Before Time, Dinotopia și Jurassic Park. Ca femeie sau ca bărbat, te trezești dezbrăcat pe o insulă, cauți mâncare pe o vreme care se schimbă în permanență, trebuie să-ți construiești adăpost, practic trebuie să supraviețuiești. O să înveți să vânezi dinozauri, mamuți și alte ființe dispărute, dar o să le și îmblânzești. Locul 7. Unturned. Unturned este un joc sandbox multiplayer survival ce se petrece pe fondul unei apocalipse zombie. Creatorul a preferat să nu transforme jocul într-un MMO, oferind jucătorilor un sistem ușor în care să se acomodeze și să se distreze cu prietenii într-o lume infestată cu zombie. De-a lungul unei aventuri tipice, grupurile se vor distra fortificând locații, căutând și economisind resurse și mai ales vor colabora cu alți jucători pentru a supraviețui. Jocul este dezvoltat în jurul ideii de a crea o comunitate. Am jucat și eu Unturned cu fanii. Dacă dorești să vezi și tu, recomand seria Unturned Gameplay de pe canalul secundar Pulsi. Dă click aici. Locul 6. Garry's Mod. Garry's Mod este un joc sandbox fizic. What? În acest joc nu există obiective predefinite, misiuni sau dușmani. Nu trebuie să faceți nimic. Tot ce trebuie să faceți este să vă distrați, folosind diverse instrumente pe care jocurile oferă și vă lasă să vă bucurați de ele. Puteți crea obiecte diferite, unice, puteți uni lucruri care nu au nicio legătură între ele, să creați propria embarcațiune, propria invenție, tot ce doriți. O mașină, o rachetă, o catapultă sau chiar un scaun pe rotile propulsat de rachete. Puteți juca atât în modul offline sau să vă alăturați miilor de jucători care joacă acest joc zilnic. Dacă nu sunteți atât de buni la construcții, nicio problemă. Puteți să puneți o grămadă din caracterele Valve în posturi ciudate, precum cele din Portal, Team Fortress, Half-Life și mult mai mult. Locul 5. Sid Meier's Civilization 5.
Civilization al 5-lea duce seria jocurilor de strategie în noi direcții prin introducerea de plăci hexagonale, ce permit o aprofundare a strategiei, prin gameplay mai realist și peisaje organice pentru jucători, pentru a-și extinde imperiul lor. Bătălii la scară largă ce vor avea loc între imperii vaste, răspândite pe întreg pământul. Bombardamentele la distanță, din spatele liniilor de război, dau naștere la noi strategii de luptă și apărare. Locul 4. Starbound. Ți-ai părăsit casa, doar pentru a ajunge pierdut în spațiu alături de o navă defectă. Singura ta opțiune este să găsești o cale de a ajunge pe planeta de sub tine, pentru a găsi resursele necesare reparării navei tale, care se pornește în explorarea vastului și infinitului univers. În Starbound îți creezi propria poveste. Nu există o cale greșită de joc. Poți alege să salvezi universul din calea forțelor malefice responsabile pentru distrugerea planetei tale, descoperind misterii galactice grandioase în acest timp, sau îți poți crea propria călătorie eroică de colonizare a planetelor nedescoperite până acum. Locul 3. Grand Theft Auto 5. Grand Theft Auto 5 este cel de-al 7-lea joc major din serie după GTA, GTA 2, GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas și GTA 4. Acesta este un joc de acțiune open world în care jucătorii pot explora o mare parte din aceasta prin diverse mijloace și pot participa la o serie de acțiuni, misiuni principale și secundare. Jocul este destul de important fiind primul din serie conceput și pentru consolele de generație nouă. Grand Theft Auto 5 s-a detașat cu mult de calitatea celorlalte jocuri, iar în anul lansării 2013, a fost premiat cu titlul de jocul anului de mulți critici, dar și de gala anuală Game of the Year Awards. Grand Theft Auto 5 este cel mai complex joc Grand Theft Auto de până acum și este unul din jocurile care își merită întru totul banii. Acum sau mai târziu, nu contează, pentru că dacă ați jucat vreun joc GTA și doreați mai mult, Grand Theft Auto 5 este răspunsul. Dacă doriți să vedeți cum joc GTA 5, recomand seria GTA 5 Gameplay de pe canalul secundar Pulsi. Iar dacă doriți să vedeți doar fazele sau momentele amuzante, recomand seria Momente GTA 5 de pe acest canal principal Pool Zero. Dați click pe una din aceste casetuțe. Stați liniștiți, se va deschide într-o fereastră nouă. Locul 2. Team Fortress 2. Team Fortress 2 este un joc first-person shooter bazat pe echipe. Jocul a fost anunțat în 1998, pus în funcțiune de motorul de joc al lui Valve, Gold's RK, dar de atunci au fost introduse diferite concepții și design-uri. În anul 1999, jocul părea să devieze de la predecesorii lui, prin introducerea unui nou gameplay mai realistic și mai militaresc, dar design-ul s-a schimbat în cei o grămadă de ani de development. Până la urmă, jocul a ajuns să arate ca și desenele, influențat de arta mai multor artiști și pus în funcțiune de motorul de joc numit Source. Jocul însuși se petrece în jurul a două echipe, fiecare echipă cu acces la 9 caractere distincte, luptându-se cu o varietate de moduri de joc stabilite. La lansare, jocul a fost criticat și a primit câteva premii, fiind lăudat pentru grafica sa, gameplay-ul balansat, valoare comică și pentru folosirea personalităților caracterelor sale într-un joc multiplayer dedicat. Locul 1. Counter-Strike Global Offensive. Counter-Strike Global Offensive, CSGO, reprezintă o evoluție remarcabilă a FPS-ului multiplayer pe echipe, care a schimbat pentru totdeauna gamingul PC din întreaga lume. CSGO oferă hărți, personaje și arme noi și include și versiuni actualizate ale hărților clasice Counter-Strike, de Dust, de Azdec, de Inferno, etc. În plus, CSGO introduce noi moduri de joc, matchmaking, clasamente și multe altele. Counter-Strike a luat prin surprindere industria de gaming, atunci când ceea ce la momentul respectiv era doar un mod de Half-Life și a devenit cel mai jucat shooter online pentru PC din lume, imediat după lansarea acestuia în august 1999, a declarat Doug Lombardi de la Valve. E cineva important. În ultimii 12 ani, CS a continuat să fie unul dintre cele mai jucate titluri din întreaga lume, cap de afiș în campionatele de gaming și cu vânzări globale de peste 25 de milioane de unități din întreaga serie Counter-Strike. CSGO promite să dezvolte gameplay-ul CS câștigător a numeroase premii, gameplay pe care să-l ofere jucătorilor atât pe PC, cât și pe console next gen și Mac. Stai să vezi ce cap nu dai pe PS4. Dacă doriți să vedeți cum îmi iau cap, cum încerc să dau picior, cum mă consider pictor, recomand seria CSGO Gameplay de pe canalul secundar Pulsi, iar în curând, pe canalul principal Pool Zero, vor apărea momente amuzante CSGO. Dați click pe una din aceste casetuțe. Stați liniștiți, se va deschide într-o fereastră nouă. Locul 0. League of Legends. Am glumit. Locul 0.
Dota 2. Prin 2003, doi inși au creat un nou mod de Warcraft 3, numit Defense of the Ancients, Dota. În 2005, li s-a alăturat un nou game designer cunoscut sub pseudonimul The Ice Frog. După 6 ani de Dota, acesta a considerat că e timpul ca jocul să avanseze la o nouă fază, să devină independent cu o grafică mai nouă de 2002, cu un gameplay mai bun, fără hack-uri, dar care să păstreze ideea originală. Împreună cu arhicunoscutul Valve, au lansat primul preview al jocului la campionatul mondial de Dota 2, unde au fost invitate cele mai bune 16 echipe din lume. Show-ul, ca să-l numesc așa, a fost un succes mondial. Milioane de spectatori urmăreau live jocurile de peste tot. Premiile puse la bătaie au fost foarte mari. Locul 1 a fost premiat cu $1,000,000, iar jocul, foarte, dar foarte captivant. Turneul a avut scop de promovare, desigur. Dota 2 este un joc competitiv de acțiune și strategie. A ajuns unul dintre cele mai populare jocuri online din lume. Este un joc foarte atractiv, care te ține în priză și îți oferă un joc de echipă formidabil. Iar acum, momentul mult așteptat. Câteva din comentariile voastre la episodul anterior din Top 10. Bă, frate, a fost cel mai scârboș și ciudat video pe care l-am văzut vreodată. Trebuie pungi de vomă, calmante și somnifere, dar probabil... Da! Boom! Fă top 10 jocuri așteptate în 2016. Episodul de vineri, asta să fie. Fofolancă? What the fuck? Știi el, Puls, cum se atragă clicurile. Mi s-a făcut pielea de găină, dar mi-a plăcut. Mai fă topuri de genul. Ai de capul meu! Alex, îți crește audiența. Felicitări! Mersi, mersi! Acum am ce face! Până la filmele 1 și 0 nu a fost nimic ciudat, dar după... De ce a trebuit să mănânc când mă uitam la asta? Am dat share, like și comment. Ăsta e comentul. Dacă nu mă bagi în următorul videoclip, o să mă supăr foarte rău. Ok, boss, stai chill, părut, gat. Dar eu le voi vedea pentru că valoare de aia mare. Super serie, mi-a plăcut, dar m-am uitat la câteva filme din acest top și nu am rămas traumatizat. Apropo, primul, nu uitați, dacă comentați la acest videoclip, puteți apărea în următorul. Vă mulțumesc că ați urmărit acest episod din Top 10. Scrieți-mi într-un comentariu dacă sunteți de acord cu mine, dacă ați fi făcut voi acest videoclip, cum le-ați fi clasat, ce ați mai adăuga în acest clasament sau dacă doriți să fac un top cu ce vreți voi. Bineînțeles, în stilul Puls 0. Dați un like dacă nu aveți chef să scrieți. Puteți da și subscribe, deoarece în săptămânile ce urmează voi mai face clasamente pe tot felul de subiecte care au legătură cu Puls 0.